astfel de experiența unui Consiliu Județean Prahova, care în perioada 2004-2008 am promutat Consiliul Județean cu 40 de milioane de euro. Așa că nu-mi pun problema să mă mai împrumut, că am ajuns la limita capacității financiare a unui Consiliu Județean de a se împrumuta, ci pun problema cum voi plăti cum voi face rambursarea acestui împrumut, că așa s-a întâmplat, unii l-au consumat și eu îl rambursez, mai ales că împrumutul a fost făcut pe o chestiune absolut stupidă, într-un județ în care se desfășoară cea mai mare investiție de interes național numită autostrada, când toate drumurile județene sunt aglomerate de materiale care se cară pe autostradă, s-a dat prin hotărâre, ce zicea și doamna cu hotărârea judecătorească, care nu îi se pare corectă și nici mie, s-a luat hotărârea să se facă covor nou pe toate drumurile județene. Gândiți-vă că într-un an de zile acel covor dispare, pentru că pe un șantier de autostradă se cară vreo 5 milioane de metri cubi de agregate într-o parte și să cară de acolo 5 milioane de metri cubi de terenuri, buturuși, mlaștini și pietre în altă parte. Și atunci, există o lege care spune așa, capacitatea de îndatorare a administrației publice poate fi atât. Banca a acționat pentru că s-a ajuns la limita capacității de îndatorare a administrațiilor publice pe țară. Guvernul a emis directiva, domnule, toate administrațiile publice o să împrumute atât, s-a ajuns la limită, s-a închis robinetul. Plătim unii dintre noi, să degajează și va merge mai departe împrumutul administrației. Andrei Volosevici. Da. Nu înțeleg un lucru și...